Exponatul unii mai la Muzeul Național al Banatului este pistolul balcanic cu cremene de tipul Zlatka de la începutul secolului al XIX-lea. În momentul venirii turcilor otomani în peninsula balcanică, meșteșugurile din acest spațiu erau ca și în secolele precedente, strâns legate de centrele comerciale și de zonele miniere. Nevoile militare i-au determinat pe otomani să sprijine în Balcani apariția și dezvoltarea meșteșugurilor legate de producția de arme. Pistoarele de tipul Zlatka sunt placate cu tablă din argint sau alamă și au țevile damaschinate cu ornamente din aur. Aceste arme erau fabricate în atelierele din Boca, Cotorsca și Risan. Pistolul Zlatka făcea parte în secolul al XIX-lea din echipamentul standard al marinarilor din Boca. În Boca Cotorsca, fabricarea acestui tip de armă era abandonată pe la mijlocul secolului al XIX-lea. În ceea ce privește proveniența armelor balcanice din colecția Muzeului Timișean, putem spune cu certitudine că marea majoritate a pieselor au intrat în inventarul Societății Muzeale de Istorie și Arheologie în perioada antebelică, în urma unor donații sau achiziții. Cele mai multe dintre armele balcanice aflate astăzi în colecția muzeului provin din spațiul bosniac, fiind donații ale foștilor militari austro-ungari, participanți în vara anului 1878 la lupte pentru pacificarea Bosniei.